Întâmplări din grădina mea, de Ana Blandiana. De-aș avea timp să vă povestesc pe îndelete tot ce se întâmplă la mine în grădină câte ziua de mare, v-aș scrie pe o frunză de castravete velină, cu o pană de ciocănitoare, o scrisoare foarte mare. Dar pentru că sunt extraordinar de ocupată și nu mai văd capul de treabă, vă scriu în grabă, pe o frunză de mărar presată, cu un picioruș de furnică, o cărticică foarte mică. Oare cum or fi florile când nu se uită nimeni la ele și se dezbracă pe furiș până la piele? Cum or fi arătând romanițele când își dau jos rochițele lor albe cu centură aurie pe care toată lumea le știe? Cum or fi oare stânjeneii când își leapădă cămășuțele și ciorăpeii albaștri ca zarea, fără niciun pic de gri pe care îi poartă și noapte și zi? Și cum pot să fie crăițele când își dezleagă fustițele încrețite cu horbote și cu dantele ca să se minuneze lumea de ele? Și curciumăresele cum or fi fără catrințele lor roșii și portocalii, fără iile lor strânse în brâuri, cu arnici, cu alesături și râuri? Și mai ales trandafirii, cum arată oare, fără costumele lor atât de elegante, încât par că sunt croite pentru o sărbare la care prinții se maschiază în plante? Tare aș mai vrea să se întâmple odată, într-o singură clipă, fără sfială, să pot zări pe furiș cum arată florile în pielea goală. Cine poate ști de unde vine vara și încotro se duce cântând caravana ei verde și aurie? Unii zic că ar veni din pământ, că-și trage povara fierbinte și dulce din bostănărie, că se naște în pepenii verzi, în miezul lor strălucitor ca un palat luminat de rubine, cu pereți de porfir și nestemate și cu pardoseala purpurie. Tot ce se poate, dar mie mi-a spus o fetiță cu minte că își aduce aminte cum vara vine din copilărie și cum, în miros de lapte, de fân și de fum, alunecă de aici, trasă de fluturi, de buburuze și de furnici, înspre bunici. Într-o zi pe când lucram în grădină, pe sub geam, îngrijind un trandafir, văd că intră un musafir. Era mic, ca-abia-l vedeai, dar cu mustăți dita mai. Încăpea printre uluci, dar avea blănița în dungi. Și într-un capăt, într-o dungă, îi creștea o coadă lungă. Era numai cât o floare, dar avea patru picioare. Ochii albaștri îi sclipeau și știa să zică miau. Ba să vezi și să te bucuri, sărea în aer după fluturi. Și știa chiar să se joace cu câteva ghemotoace. Oare ce-ați fi făcut voi cu acest musafir de soi? Eu, oaspele important, l-am tratat cu lapte cald. Ca să-l conving să rămână, i-am dat și un pic de smântână. Și, pentru că era mic, l-am botezat Arpagic. Face oricine ce vrea. În grădina mea, șirete, piersicile sunt violete, iar prunele și mai și. S-au făcut portocalii. Cățărați cu mult dichis, strugurii cresc în cais. Castraveții, cum să spun, au pornit să urce în prun. Pe o tulpină de mărar se roșește un gogoșar. Sub o frunză de măcriș crește o floare pe furiș. Sub o tufă de urzici, ziua doarme în licurici. Sub un fir de caprifoi stă și toarce un pisoi. La umbră de pătrunjel, doarme dus și un cățel. Profitând că nu-s un zbir, a crescut și un fir de pir. Și, văzând că-i slobodă, crește în voi o lobodă. Ba, ceea ce-i prea de tot, se întinde și un troscot. Iar un dovlecel grăbit sare gardul ilicit. Ce să fac? Tot ce se poate, că-i prea multă libertate. Iar o viespe rea de gură mi-a spus că-i harababură. Dar nu vreau să schimb nimic, de aceea și eu zic, uite că în grădina mea face oricine ce vrea.
o furnică poetă. În timp ce scriu, pe tocul meu se urcă o furnică. Știe și știu că n-are de ce să-i fie frică. Nici s-o alung, nici s-o omor, nu-mi stă în fire. I se poate întâmpla o singură nenorocire. Fără să o observ, din greșeală, s-o moi cu penița în cerneală și să devină singura furnică albastră de pe planeta noastră. Ba, dacă bea din cerneală un pic, nu se mai poate face nimic. Devine singura furnică poetă de pe planetă și atunci trebuie să facă cerere și reclamație să fie primită de greiere în Uniunea de Creație. Fapt divers. Iar dimineață pe la ora 7, când era încă aproape noapte și toți copiii dormeau în cătun, a fost săvârșită o crimă în prun. Un vierme necunoscut s-a introdus în pruna cea mai de sus. I-a supt sângele dulce și în grabă a zvârlit-o fără viață în iarbă. Apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a plecat. La ora 8:10, apoi, furnicile au descoperit trupul prunii în trifoi și l-au așezat pioasă pe o pernă umplută cu foi de lucernă și l-au prohodit bătrânește pe rând și l-au coborât în pământ. La ora 9:05 au venit păsările, detectivii cei mici, și le-au anchetat și le-au acuzat pe furnici. La ora 10 fix au apărut procurorii cei mari, îmbrăcați în uniforme de grădinari. Au pus întrebări prunelor înspăimântate și au cercetat totul cu severitate. Și au dat în urmărire cu semnalmente ferme un vierme. La ora 13:02 exact, încă nu-l prinseseră pe vinovat. Ei nu știau că viermele nu fusese vierme, ci omidă, pe care nu aveau cum s-o prindă, pentru că se transformase, fără niciun martor ocular, într-un fluture extraordinar, care se învârtea ironic și grațios, ca să vadă ce se mai petrece jos. Iar ei, obosiți de anchetă și urmărire, se opreau din când în când să-l admire. Subchiriașii. În pridvorul casei mele e un cuib de rândunele. Deși nu sunt bogătaș, am deci 6 subchiriași. Pentru că-s uitai să spui, 2 părinți și 4 pui. Părinții nu știu cum fac, toată ziua sunt un frac. Chiar și dimineața zboară doar în ținută de seară. Vrăbile-i cam bârfesc, ci că prea se grozăvesc. Dar eu, drept să spun, îi iert. Sunt în haine de concert. Puii văd ieșind în prag, 4 guri deschise larg, încât chiar mă preocup. Ciocurile au și trup? Ba, mă întreb și alte fleacuri. Trupurile au și fracuri? Mor de curiozitate, până aflu câte toate, dar mă lămuri ușor la prima lecție de zbor. La Paris. La Paris, la colț de străzi, cireșele cresc în lăzi. Strugurii afuzalii cresc de-a dreptul în cutii. Piersicile nici n-ai crede, cresc ascunse în șervete. Și ascultați-mă pe mine, merele cresc în vitrine. Prunele cresc pe cântar, pepenii în galantar. Fragile, în mare grabă, cresc da gata din tarabă și alunele sadea, cresc în bar de sub tejghea. Un plictis de zile mari, nici albine, nici bondari. Dar, în schimb, nimic de zis. Pe orice stradă în Paris, orice câine cât de mic, crește în coadă un covrig. Semințe. Cine dintre voi știe ce pierde o turmă de oi prin câmpia verde? Rotunde mărgele lucioase și mici, ca niște ghiulele pentru licurici. Cine ar sta să îngroape în pământ de grabă vreo 2-3 boabe și le-ar pune apă? Ar vedea cum iese din pământ ușor o blăniță deasă și un botișor. Ar vedea că apar aici colo codițe, ba uneori chiar și 2 cornițe. Că sâmburii mei
semințe de miei și mărgele les semințe de iezi. Un secret. De un timp nu-mi prea plăcea Arpagii cum se purta. Mie una se fandosea și când nu-l vedeam, fura. Ba, fiind mai mărișor, se făcuse vânător. Printre mure și urzici vâna păsările mici. Printre zmeuri și ciulini vâna pui din vecini. Și într-o zi l-am prins de tot cu un fluture în bot. Nici o îndoială nu-i că-i urât din partea lui. Dar eu totuși m-am gândit că poate-i nelămurit să-i spun pe înțelesul său ce e bine și ce-i rău. Și i-am zis, domnule Pis, aici ești în paradis, poți să ai ce vrei de toate, dar nu poți să ai păcate. Condiția ca să rămâi e să fii premiant întâi. Și un secret de vrei să-ți zic, bine ar fi să rămâi mic, căci paradisul meu, știi, e făcut pentru copii. E un rai liliputan, nu încape în el un motan, dar de mă restrâng un pic, poate încăpea un pisic.